Noi detalii despre încoronarea regelui Charles al III-lea. Totul va fi foarte bine pus la punct. Încoronarea regelui Charles al III-lea se apropie, iar surse din familia regală au dezvăluit ce surprize vor fi la marele eveniment. La ceremonie, acesta le va arăta oamenilor care sunt pasiunile lui și ce va schimba în Marea Britanie. 12 compoziții muzicale noi vor fi interpretate la încoronarea regelui Charles al iii al Regatului Unit, programată în luna mai la Abația Westminster din Londra. Inclusiv muzică greacă ortodoxă, a anunțat biroul de presă de la Palatul Buckingham. Regele Charles a pregătit pentru ceremonie și zadochei The Priest, un in compus de Georg Friedrich Handel în secolul al XVIII-lea șase compoziții orchestrale, cinci compoziții corale și o partitură pentru org au fost compuse pentru un coronare, inclusiv un imn compus de celebrul Andreu Lloyd Webber. O gamă variată de stiluri muzicale și interpretări vor combina tradiția, moștenirea culturală și ceremonialul cu noile voci muzicale din zilele noastre. Reflectând dragostea de viață și sprijinul regelui față de muzică și arte, precizează comunicatul de presă dat publicității de palatul Buckingham. Charles a dorit și o partitură de muzică greacă-ortodoxă, ce datează din perioada bizantină, pentru slujba în memoria tatălui său, prințul Filip. El a invitat și trompetiștii de stat din cadrul cavaleriei regale și de fanfara de trompete din cadrul forțelor aeriene regale ale Regatului Unit.